Uităm pe Irina Codocaro, doctorandă la Universitatea de Stat din Moldova și reprezentat întreprindere din metadata. Bunii practici 2, importanța metadatelor pentru publicații științe. Ieri am discutat știința deschisă, acțiuni de politici, cât de important este. Acum vă arăt că știința deschisă în acțiune arată cam așa. Asta este publicația, una din publicațiile de la conferință pe care am înregistrat-o pe site-ul IDSI. Iar în decurs de 24 de ore, această publicație a apărut în profilul oricida unuia dintre autori. Autorul n-a făcut nimic. Dar asta nu s-a întâmplat prin magie. Asta s-a întâmplat pe motiv că eu, când am înregistrat metadatele la CrossRef, am avut grijă să indic în fișierul XML identificatorul orice de la autorului. Nu cred că e necesar să intru foarte mult în detalii, să explic ce anume este DOI. Este un identificator al obiectelor digitale. El întotdeauna direcționează la un URL unde se află o anumită resursă. La nivel global există câteva agenții foarte mari, lideri în domeniu sunt CrossRef și DataSite, care gestionează acest ecosistem și permit funcționarea. Mai mult ca atât, DOI este în general un standard ISO. Toți știți cum arată și care este structura lui. Atunci când ne gândim la ce poate fi atribuit DOI, iarăși, aici e enumerată lista, dar cel mai important este, dacă vă gândiți la ceva ce poate fi citat, înseamnă că acest obiect poate beneficia de DOI. Respectiv, DOI nu e cazul să fie atribuit unei culegeri integrale. Nimeni nu citează o culegere integrală, ci doar o publicație din culegerea respectivă. DOI este foarte important. Deci, unul, el întotdeauna indică către o locație persistentă. Iarăși, acest lucru nu se întâmplă prin magie. Asta înseamnă că cineva în spate, fie sistemele, fie oamenii, au grijă să actualizeze metadatele. El sporește foarte mult credibilitatea, prestigiul, el contribuie la evidența citărilor și tot el este cel care sporește vizibilitatea publicațiilor. De ce DOI lucrează? Pentru că în spatele lui se află metadate. Fișierele XML care se generează în spate atunci când... Deci noi, utilizatorii simple, noi vedem doar acest link. În spatele acestui link stă un fișier întreg XML în care sunt metadatele. Pentru că în sală sunt foarte mulți bibliotecari, iarăși nu e cazul să explic, pentru că dumneavoastră, în virtutea profesiei pe care o exercitați, lucrați foarte mult anume cu metadatele. Nu vom intra în definiții tehnice foarte complicate. Pe scurt, metadatele sunt date despre date. Când noi vedem o poză pe calculator, noi vedem pur și simplu poză. În spatele pozei, în sistem, este denumirea, data când a fost luată, rezoluția, dimensiuni și așa mai departe. Toate acestea sunt metadate. Metadatele pot caracteriza absolut orice obiect din lumea care ne înconjoară, în special de ceea ce vedem pe web. De ce ele sunt foarte importante? Iarăși aici o descriere, ele sunt structurale, descriptive și așa mai departe. De ce ele sunt foarte importante? Mai ales când vorbim despre conținutul pe web. Pentru că orice conținut pe web are doi utilizatori finali cei mai importanți. Una suntem noi. Pe noi Google ne-a alintat foarte mult. Noi acum nu ne imaginăm viața altfel decât am deschis caseta de căutare, am introdus acolo ceva și obținem rezultate. Dar în spate, noi suntem utilizatorii care beneficiem de rezultate, dar în spate sunt și motoarele de căutare care au mecanismele lor specifice, crawlere, care caută informații pe net. Respectiv, metadatele sunt esențiale dacă noi vrem ca publicațiile științifice să fie ușor de descoperit și să fie vizibile. Nu doar pentru noi oamenii, dar și pentru tot felul de sisteme informatice. Pentru că la început m-a prezentat doamna Chiradi și a spus, pe de o parte sunt doctorandă și am lucrat mult ani în cadrul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. Pe de altă parte, la moment reprezint metadata, aceasta este, iarăși pentru moment, singura organizație care este membru al CrossRef, membru sponsor, ceea ce înseamnă că noi colaborăm cu organizații și le oferim tot suportul necesar, ajutându-i pe ei la rândul lor să devină membri ai CrossRef. De ce CrossRef și nu Zenodo, de exemplu, printre altele? Deci, CrossRef, după cum am menționat, este una dintre cele mai mari organizații la nivel global care face ca această ecosistem și această infrastructură invizibilă pentru noi face ca DOI-urile să funcționeze.
Misiunea pe care o spun eu este așa foarte succintă. Rezultatele cercetării să fie ușor de găsit, citat, evaluat și reutilizat. La moment sunt peste 18.000 de membri la nivel mondial. Ce fac ei? Foarte important și o eroare pe care o fac mulți utilizatori, chiar și cei versați. Crossref nu colectează și nu depozitează publicațiile. În Crossref nu veți găsi textul complet al publicației. Crossref colectează metadatele, deci toată informația despre publicația dumneavoastră. Cine e autorul, titlul, în ce revistă a fost editată, paginile, orcidul autorului, toate metadatele la care vă puteți gândi, care pot caracteriza o publicație, ele sunt depozitate în Crossref și foarte important, anume ele sunt disponibile deschis oricui, atât prin API, cât și prin funcționalitatea de căutare. Crossref e conștient că nu toți, sau să zicem așa, nu toate editurile, nu toate colegiile de redacție își pot permite să devină membri ai lor. Fie că e vorba de anumite constrângeri financiare, fie că este vorba de constrângeri și de cunoștințe, competențe tehnice. Din acest motiv, ei oferă posibilitatea de a deveni membru al Crossref prin intermediul unei organizații de sponsorizare, cum suntem noi. Ori și cum, chiar și devenit membru prin intermediul nostru, ori și cine, deci toți membrii Crossref au următoarele obligații: să depoziteze metadata în Crossref, să creeze aceste linkuri, să le mențină și să le actualizeze. Deci atunci când spunem că DOI întotdeauna direcționează la releul unei publicații, acest lucru iarăși nu se întâmplă prin magie. Dacă la un moment dat pică serverul sau revista decide să-și mute, nu știu, hostingul, providerul în altă parte, asta înseamnă că toate metadatele trebuie actualizate. Pentru că anume aceasta și este secretul de ce Crossref și acest ecosistem de DOI funcționează. Toți membrii semnează un contract și își asumă această obligație de a menține metadatele corecte și actualizate. Și din acest motiv este posibilă crearea acestei rețele uriașe interconectate de metadate care există la nivel global și pe care o asigură atât Crossref cât și DataCite. Dacă ar fi într-o lume ideală, atunci existența metadatelor și dacă ele într-adevăr ar fi menținute la nivel foarte calitative, foarte actualizate, ele ar facilita o multitudine de operațiuni și ar face întreg sistemul de comunicare științifică foarte responsabil, foarte vizibil, foarte transparent. Ar fi posibil de trasat legăturile, toate legăturile posibile. Cine a scris publicația, de cine a fost finanțată, cine anume a citat-o, cum se dezvoltă anumite ramuri a științii, care este productivitatea anumitor autori și așa mai departe. În linii generale, Crossref și metadatele din Crossref asigură trei caracteristici foarte importante. El furnizează dovezi. Publicația într-adevăr există, este veritabilă, ea undeva a fost publicată. El indică date foarte clare cu privire la proveniență, de unde anume a rezultat, sursa primară și, foarte important, persistență. Anul trecut, Crossref și-a propus și foarte rapid a implementat o caracteristică importantă. Ei au deschis toate referințele. Aceasta înseamnă, dacă mai înainte membrii care depozitau metadatele aveau posibilitatea să bifeze și să zică, ok, referințele publicației vreau să le mențin închise. Ei au impus și le-au deschis obligatoriu pentru toți. Probabil ați auzit, există și această inițiativă la nivel global pentru referințe deschise. Păi iată, ei acest lucru l-au implementat, a fost și o publicație în revista Nature la tema respectivă și ei de asemenea subliniază că depozitarea tuturor metadatelor relevante în Crossref ar trebui să devină o normă în comunicarea științifică, pentru că atunci ar soluționa foarte multe probleme. Nu intru în detaliu să zic care sunt metadatele Crossref, am zis deja. Orice ce vă puteți gândi care caracterizează un articol, o publicație, poate fi înregistrat acolo ca și metadate. Ele sunt importante pentru că anume ele sunt acele chestii invizibile care fac posibile tot felul de, nu știu, funcționalități cu care noi ne-am obișnuit și pe care le considerăm deja automate. Deci am un profil autorului și îl actualizez cu informații sau caut, să zicem, bibliografiile relevante sau o gestionez sau o editez. Toate acestea sunt posibile datorită metadatelor. Îmi cer scuze, eu nu sunt mare fan Halloween și nu știu ce, dar am preluat imaginea din prezentarea celor de la Crossref care a avut loc, ei organizează anual o ședință foarte mare de raportare, ea a avut loc acum 2 zile în urmă. Deci, în octombrie 2022, Crossref deținea aproape 139 de milioane de înregistrări.
Deci, încă o dată repet, vorbim de metadate, nu de publicații. Și iarăși tot pentru octombrie 2022, avem peste 3700 de înregistrări din Republica Moldova. Clar că e un număr infim, pentru că de-abia de anul trecut revistele au început așa treptat să lucreze, să înțeleagă care este valoarea. Dar e important că noi deja suntem acolo, adică deja sunt publicațiile, nu publicațiile, informația despre publicații este acolo, ceea ce înseamnă că ele pot fi analizate, pot fi evaluate, pot fi trasate. Iarăși, despre structura de OI nu voi vorbi foarte mult, pentru că o vedeți ori și unde acum când căutați o publicație, vreți să o citați, aceasta este o chestie obligatorie. Are părticica de directoriu, părticica de prefix, care este atribuită de Crossref și sufixul pe care îl atribuie cei care editează conținutul. E important să fii consistent, simplu și scurt. Nu e neapărat să fii pe înțeles omului. Cel mai important, acestea sunt link-uri înțelese și procesate de mașini de calculatoare. De aia nu e numai decât să figureze acolo abrevierea revistei sau și nu știu ce. Crossref în general recomandă să fie acolo o colecție aleatoare de cifre. Încă un moment important. Sintaxa de jos, pe care am tăiat-o cu o linie, nu mai este valabilă. Începând cu 3 ani în urmă, a fost introdusă anume această sintaxă corectă, protocol securizat, HTTPS și așa mai departe. Deși ei încă îl mențin, acel cu DX, DOI, dar deja nu se mai lucrează cu el. Un moment foarte important, care încă nu este pe deplin implementat pentru revistele și publicațiile de la noi din țară, dar cred că încet, încet vom ajunge acolo. DOI, în mod corect, trebuie să indice către o așa numită pagină de destinație, un URL separat, nu către fișierul PDF al publicației. Această pagină de destinație trebuie să conțină o citare bibliografică completă. Titlul, autorii, afilierea autorilor, rezumatul, DOI indicat ca și URL, nu ca text mort, de dorit cum se citează corect și o modalitate de accesare a textului. Acum există cumva percepția aceasta. DOI automat înseamnă că publicația este cu acces deschis. Nu este așa. Editorul este cel care controlează accesul, dar DOI, în mod obligatoriu, trebuie să indice către această pagină. Mai departe, aveți acces la fișierul PDF sau la textul complet a publicației? Asta ține de dorințele editorului. Deci, pentru că am spus că în spatele DOI-ului stau metadatele, e foarte important ca aceste metadate să fie exacte, complete și, după cum am spus, actualizate. Pentru că ceea ce vedem noi de obicei pe un anumit site, de titlul revistii, care este SSN-ului și așa mai departe, pentru cei care lucrează cu metadatele și le transmit la Crossref, se rezolvă sau se prezintă într-un fișier XML pe care îl vedeți acolo. Acum, una din bunile practici foarte importante și exact exemplul cu care mi-am început prezentarea. Insistent recomand tuturor și colegilor de redacție și autorilor simple, tuturor celor care sunt implicați în tot ce înseamnă comunicare științifică, să-și facă un cont pe Orchid. Este gratis, este simplu, este important. Aceasta este gestionat de dumneavoastră. Da, aveți cont în Publons, aveți cont în Scopus și așa mai departe, dar cu care nu că nu puteți face prea multe, puteți face operațiuni foarte limitate. Acolo sistemul lucrează pentru dumneavoastră, vă creează un cont și cumva are grijă să actualizeze. Dar, după cum și-ați văzut, există foarte multe erori acolo. Nume se dublează pentru că cineva odată subscrie ca Ico Jocaru, altă dată ca Irina Cojocaru și altă dată ca altceva. Aici, în Orchid, aveți posibilitatea, deci, în esență, Orchid devine CV-ul sau, dacă doriți, prezența dumneavoastră academică, digitală, online. Aici puteți indica tot, informații despre studii, locurile unde activați, distincții, granturile pe care le-ați obținut și așa mai departe. Și foarte important, pentru că există conlucrare între toate aceste agenții mari, la nivel tehnic, există înțelegere între Orchid și colaborare între Orchid și Crossref și dacă în contul dumneavoastră Orchid faceți o mică bifă și permiteți Crossref să actualizeze automat contul, fără ca să faceți nimic pe viitor, lista publicațiilor dumneavoastră va fi actualizată. Atenție! Doar lista acelora va apărea în contul dumneavoastră care au DOI și pentru care ați indicat Orchid.
Eu în continuare văd că foarte multe reviste de la noi din țară nu îl utilizează și nu îl solicită de la autor, ceea ce este o mare greșeală. Pentru că exact ceea ce am explicat, scuze, în continuare a rămas în engleză, dar asta e important de înțeles. În momentul în care autorul își indică contul oricit și transmite această informație editorului sau colegiului de redacție, acesta atribuie DOI și atunci când se generează metadatele, avem grijă să indicăm oricit, respectiv se creează această legătură și actualizare automată. Un alt moment important. Foarte des sunt indicate greșit afilierile. Oamenii scriu cum doriți. Până și la Universitatea de Stat din Moldova. Da. În acest context, nu e doar problema noastră, e o problemă constatată la nivel global, comunitatea încearcă să vină cu soluții. Și deseori soluțiile vin de jos în sus. ROR este de asemenea o inițiativă și o colaborare între CrossRef, DataSite și o universitate din California, care și-au propus să creeze un registru și un identificator persistent pentru organizații. Nu sunt ei primii, nu sunt ei unici, dar cumva ei pe viitor vor rămâne cei mai importanți. Acest link pe care îl vedeți este linkul care identifică automat universitatea și orice organizație de cercetare. Dacă aveți dubii uneori, asta mă refer acum mai degrabă la cei care lucrează cu publicațiile, le procesează sau le corectează. Dacă corect și-a indicat autorul afiliere, pentru că credeți-mă, se întâmplă ca omul lucrând în instituția respectivă să nu scrie corect denumirea ei, intrați, consultați, iarăși este un registru, un acces deschis, căutați. Aici sunt indicate diferite posibilități și foarte important, iarăși, atunci când înregistrăm metadatele și când le înregistrez eu la CrossRef, dacă indic acest ROR, pe viitor, iarăși, se creează cu automat toate aceste conexiuni și e posibil să analizăm și să vedem care sunt publicațiile autorilor unei instituții. Metadatele sunt importante pentru că asigură detectabilitate. Asta înseamnă că oricine poate deschide CrossRef la funcționalitatea de căutare în Search și dacă indicăm ISSN-ul revistei, automat veți vedea lista tuturor publicațiilor care dețin DOI ale acestei reviste. Aici am dat un exemplu cu revista Journal of Social Sciences, care mi se editată de UTM. Deci, la moment, sunt peste vreo 115 rezultate. Deci, deja 115 publicații cu DOI. Ele deja sunt în circuitul ăsta mare, internațional, ceea ce este un beneficiu. Dacă în caseta de căutare indic orcidul, vă vedea automat toate publicațiile autorului cu orcidul respectiv, care dețin DOI. Foarte important, metadatele CrossRef asigură reproductibilitate prin faptul că sunt înregistrate referințele. Pentru fiecare publicație se indică referințele și aici există mari probleme, pentru că lucrând cu multe reviste, eu văd cât de mult efort pun unele reviste și eu îmi dau seama că nu întotdeauna efortul e de partea autorilor, dar foarte des e de partea colegilor de redacție, care redactează, curăță, editează listele referințelor, ca acestea să fie indicate corect, în conformitate cu standardul ISO 690 și așa mai departe. Foarte important să conțină și DOI. Dacă o sursă pe care o citați îl dețină, indicați-l. În momentul în care l-ați indicat, automat sunt create aceste legături în spate, în cadrul sistemelor informatice și în cadrul CrossRef. Deci, câteva sfaturi și câteva recomandări. Deci, unele din erorile comune care se întâmplă și pe care le văd foarte des. Numele autorilor lipsesc, ele sunt indicate incomplet sau când sunt indicate cu erori. Deci, o revistă destul de importantă de la noi, din domeniul fizicii, dar în momentul în care indicați Bondarii sau Suran VV, gata, asta e catastrofă. Asta poate fi un milion de variante, de aceea recomandarea este să fie indicate numele complet, corect, cu afilierea corectă. În varianta ideală, dar de fapt nu ideală, dar trebuie să devină normă, cu orcid. Pentru că, după cum ați văzut, asta automat creează interconexiuni. Deci, alte erori comune. În cazul în care se modifică adresa URL, DOI nu funcționează. Deseori se indică cu erori în orcid. Iarăși, toți suntem oameni, există factorul uman. Sunt erori și în acesta, fie ironat îl indică însă și autorul, fie cumva ironat după ce sunt formatate sau redactate, apare ele în publicație. După cum am spus, se indică ironat de numirea organizației, lista referințelor nu este redactată bine și elementar sunt erori ortografice.
ce recomand? În cazul în care se modifică URL-urile, neapărat, dacă lucrați cu o organizație sponsor, cum este Metadata, anunțați despre acest lucru. Cu cât mai rapid se actualizează informația, se actualizează metadatele, asta înseamnă că DOI-ul se menține activ. Foarte important să fie indicat orcidul, să fie indicat corect și complet. Denumirea corectă organizației, dacă nu știți care este, consultați ROR. Lista referințelor prezentată corect. Foarte important. Pentru, din câte văd, majoritatea revistelor fac acest lucru, deși există unele care încă nu. Să fie indicat și cel puțin titlul și rezumatul în limba engleză. Da, noi creăm conținut științific în limba română. Vrem sau nu vrem, limba internațională a științei este limba engleză. De aceea, dacă vrem să fim vizibili în toată această, nu știu, nici nu știu cum să-i zic, nu multitudine, nici nu ocean, dar un abis de cunoștință științifice și de publicații, trebuie să ne conformăm rigorilor și metadatele, deci vă zic și metadatele pe care le înregistrez la CrossRef, ele sunt înregistrate în limba engleză. De aceea recomand cu insistență ca cel puțin și titlul și rezumatul pentru fiecare publicație să fie în engleză. Deci metadatele dumneavoastră în CrossRef pot să arate așa, sau ele pot să arate așa, creând o imagine completă asupra publicației pe care o dețineți. Deci calitatea metadatelor înseamnă că utilizatorii, și când vorbim utilizatori, vorbim atât de autori și oameni, cât și de sisteme, și să înțelegeți, când spunem sisteme, nu vorbim doar despre motoare de căutare, noi vorbim despre baze de date de indexare, noi vorbim despre același scopus, tot ce vreți. Deci imaginați-vă orice sistem, aceste academie, ResearchGate, toate aceste rețele sociale pentru cercetători, toate ele lucrează în baza metadatelor. Dacă avem metadate de calitate, avem conținut relevant și util. Foarte pe scurt, vizibilitatea însă și a revistelor, dar nu voi intra aici în detaliu, pentru că colegile de redacție știu și lucrează în acest sens, asta cam, de exemplu, minimum ce ar trebui să conțină pagina web a unei reviste. Și iarăși o recomandare foarte insistentă este pentru toți cei care în continuare își mențin paginile revistelor pe anumite resurse proprietare, deci site-uri dezvoltate pe diverse platforme, recomandarea insistentă este să le treceți pe unul din sistemele de management a conținutului specializate. În varianta ideală, acesta este OGS. Totul este configurat acolo la nivel tehnic ca publicațiile să fie foarte ușor descoperite. Ca și bune practici în publicarea științifică, iarăși nu intru în detaliu pentru că sunt sigură colegii de redacție cunosc, dacă consultați resursa, există organizații la nivel internațional care nu e nevoie să inventăm noi roata. Toate recomandările există, ele trebuie pur și simplu luate și implementate ca să satisfacem sau cel puțin să ne apropiem de rigorile de calitate. Pe final, metadatele sunt o responsabilitate comună. Aceasta e o activitate cheie atât pentru toți cei care lucrează cu conținutul, care îl generează, cât și cei care îl consumă. Foarte important, principiul garbage in, garbage out, adică introducem gunoi și gunoi avem la ieșire, funcționează complet și este perfect aplicabil pentru metadate. Dacă nu introducem metadate de calitate, nu avem cum să ne așteptăm la rezultate bune. Și metadatele, după cum am menționat, ele sunt centrul serviciilor bibliotecare, pentru că dumneavoastră, în virtutea profesiei, lucrați cu acestea și cu mult mai multe și în diferite formate. Fără metadate, o cameră cu cărți e pur și simplu o cameră cu cărți, nimic mai mult. Anume, metadatele sunt cele care oferă vizibilitate, detectabilitate și anume, datorită lor, conținutul științific devine mai vizibil. Vă mulțumesc! Dacă mi-ai spus de cunoaște, a primit o scrisoare de la Web of Science, unde sunt indexat 69 de autori din ultimii ani, și aveam 19 variante de afiliere, adică fiecare autor a menționat această afiliere. Și foarte noi am rezolvat această problemă. Întrebarea mea este, până la urmă, totuși, instituția să fie în engleză formulată, numirea ei, sau în română, pentru că aici ce ați prezentat dumneavoastră la Universitatea de Stat din Moldova, în ROR, da? E în română. Totuși, cum e mai bine? Și așa, va fi două variante, pentru că am observat, noi chiar și atunci când am
promovat obcidurile în comunitatea noastră a profesorilor, deci noi le-am zis că totuși a fost și un ordin să folosim varianta engleză a instituției. Și aici cum se procedează? Eu cred că ați procedat corect. Deci, vă spun, ne place, nu ne place, suntem noi patrioți sau nu? Până la urmă, repet, limba internațională a științei este limba engleză. Dacă vrem să fim vizibili, recomandarea este să fie metadatele în engleză, respectiv afilierea indicată în engleză, mai ales dacă vorbim de publicații în așa bază ca Web of Science. Da, mersi. Mai avut o întrebare. Vă rog să precizați încă o dată pentru... Vedeți că sunt foarte acum apropiate de editură, adică le ajută la rezolvarea acestor probleme și de vizibilitate și cu DOI. Vă rog încă o dată să menționați că atunci când e vorba de conferință, deci nu se tratează, adică ca o conferință, lumea percepe conferința ca o, de care îi se venea, mai ales ca o carte separată, adică nu este existenie și nu reprezintă o revistă. Dar totuși, de ce nu putem să atribuim DOI doar numai pentru colegi și pentru fiecare articol? Încă o dată, vă rog să subliniați acest moment. Subliniez pentru că a fost întrebare venită tot de la Academia de Studii Economice, nu de la dumneavoastră personal, dar de la o altă persoană responsabilă. Și pentru că cumva nu a crezut răspunsului meu, am zis foarte bine, scriem direct la CrossRef. Ei au un serviciu de suport foarte receptiv, care răspunde foarte rapid, deși sunt în America, dar mă rog, ținând cont de diferența orară, răspuns rapid. Și am primit un răspuns din partea lor pe care l-am direcționat și doamnei. Când ne gândim la DOI, ne gândim că el direcționează spre ceva ce poate fi citat. Și gata, mi-au spus, nu se discută. Nimeni nu citează, mai ales când vorbim de o culegere de conferință, nimeni nu citează culegerea integrală. Dumneavoastră citați doar o publicație din cadrul acestea. Faptul că ați atribuit DOI unii culegi, nu știu ce valoare va aduce. Adică nu. DOI, asta indică către o publicație, către o unitate care poate fi citată. Iarăși, asta înseamnă un articol în revistă, o publicație în culegeri, un set de date, un cod deschis, un raport științific, un preprint, dacă vreți, o carte, un capitol din carte, dar nu o culegere integrală. Nu are sens. Și încă o întrebare, dacă nu vă supărați. Camera Națională a Cărții realizează controlul național bibliografic alături de Biblioteca Națională și creează aceste bibliografii naționale care, de fapt, sunt metadate. Și am observat în perioadă că publicațiile care au DOI, deci dacă nu sunt de la Zimodo, dar sunt de la Cross... Nu la toate. În orice caz, acolo unde nu se face legătură. Dumneavoastră deja acum ați spus că nu sunt deschis, nu sunt active link-urile din anumite considerente. Dar Camera Cărții, în descrierea bibliografică a sursei, menționează în paranteză, la sfârșitul descrierii bibliografice, că link-ul nu este activ, adică sursa nu este... Scrie eroare. Da, sau eroare. Ironat, da. Link-ul ironat. Cât de... Au ei așa... Pentru DOI? Aveți în vedere la un DOI depistează un link ironat? Da. În cazul ăsta, recomandarea este că dacă este un DOI care a fost înregistrat cu suportul nostru, să ne anunțați ca să remediem problema. Pentru că, vă zic, pot să existe anumite probleme tehnice pe care noi nu suntem, nu știm că s-a întâmplat sau, vă zic, a picat acolo un server sau s-a reconectat ceva. Pentru că DOI întotdeauna trebuie să indice către o publicație, dar vă zic, aceasta nu se întâmplă prin magie. Mi se întâmplă și mie uneori, lucrând cu revistele sau ceva, eu să depistez o eroare sau să depistez un orcid eronat și să le scriu înapoi. Vă rog frumos, corectați, chiar în culegere. Așa că recomandarea este, dacă sunt ceva înregistrat cu ajutorul nostru, contactați-ne ca să remediem cât mai rapid și să rugăm și pe ei să actualizeze, dacă e posibil. În drept nu știu cât de mult sunt. Nu sunt în noi, suntem nedomeriți. De ce sunt în drept? Nu, aici nu pot să răspund dacă ei sunt sau nu în drept. Nu, ei nu sunt în drept. Ei, Camera Cărții trebuie, de fapt, să prezinte doar acele metadate exact așa cum ele sunt indicate în publicație. Și nu trebuie să facă interpretări. Adică, de fapt, contravine... Da, mai este o întrebare de la Lina Dogotea, la Universitatea de Stat. Spuneți-mi, vă rog, la prezentație. Bine, domnule, și am înțeles că nu are un care este argumentul cea mai...
documentului, da? Pentru administrația instituției sau pentru comunitatea instituției în care noi am, nu am, da, un, doi, am un articol menționat. Acum se vorbește foarte mult și aud eu că se pune foarte mult accent, vizibilitate și așa mai departe. Atunci când faceți click pe un DOI din Zenod, unde vă duce el? Corect. El nu vă duce pe site-ul Universității de Stat, unde ar trebui să vă ducă în mod ideal, și pe site-ul revistei pe care dumneavoastră o gestionați. Da, Zenod este o soluție oferită, dar el este gândit ca un silos care incorporează ce vreți. Dacă veți intra acolo și veți navăga un pic, veți vedea acolo sunt... Acolo deja este ce doriți. E o soluție intermediară. Pentru că vă zic, deseori m-am implicat în activitatea aceasta fiind perfect conștientă că toți o să-mi dea întrebarea, vai, dacă are este raționamentul, vai, dar costuri și așa mai departe. Cândva costurile de a deveni membru CrossRef erau foarte mari. Și la moment, pentru a deveni membru la direct, iarăși nu e vorba de costuri cosmice, e vorba de câteva sute de dolari. Dar la acestea se adaugă comisioane, chestii, plus taxe pe fiecare publicație. Când am venit aici, m-am gândit, pentru că m-am gândit mult să fac sau să nu fac această chestie și cumva ea este legată și de tema tezei mele de doctorat și mi-am zis, ok, să mă implic, să mă încerc, așa, challenge, știți? Ne-am gândit cu ce ofertă să venim. Am încercat să venim cu o ofertă cât de cât acceptabilă, pentru că, sincer, uneori, eu, de exemplu, astăzi, prima dată am intrat în acest bloc, pe intrarea centrală, eu am avut impresia că am intrat într-un palat. Deci, uneori, se cheltuie milioane pe reparații, uși frumoase și covoare și se pune întrebarea, vai, cum să dăm 4.000 de lei pentru a asigura DOI timp de un an pentru revista noastră? Vorbim despre sume după mine... Dar argumentul de bază este vizibilitatea. Zenodo vă duce în Zenodo și el e bine mersi, știe lumea de el. Dar atunci când... Să încarci documentul în Zenodo, oricum trebuie să încarci. Da, da. Și exact. Dar în mod ideal, în mod ideal, el trebuie să ducă pe site-ul revistei dumneavoastră, astfel promovând vizibilitate, prestigiul revistei, al instituției, dacă vreți, plus, după cum am menționat, ajungând în CrossRef, da, din acele aproape 130, nu știu câte milioane de înregistrări, doar vreo 3.000 sunt ale noastre. Dar noi deja suntem acolo și asta e foarte important. Pentru puțin. Repet. În cazul în care, acum, da, el m-a nimerit în mod automat cu două condiții. Prima condiție, iată, toți autorii care au apărut în această culegere, în culegerea lucrărilor prezente în conferințe, când au prezentat articolul, li s-a solicitat în mod obligatoriu să prezinte URCID. Plus, toate articolele din această culegere au... le-a fost atribuit câte un DOI. Deci, dacă atunci când dumneavoastră prezentați articolul, nu știu, la oricare colegiu de redacție, transmiteți și URCID-ul dumneavoastră, asta este prima condiție. Și a doua, dumneavoastră, la calculator, deschideți contul dumneavoastră URCID, intrați în setări și puneți acolo o bifă care permite schimbul automat de informații cu CrossRef. Asta e a doua condiție. Iată, în acest caz, contul dumneavoastră automat se va actualiza cu publicațiile care dețin de OI. Exact, exact. Exact. Poate, poate, poate. Nu doar manual. Dacă se vrea foarte tare, el poate să contacteze colegiul de redacție. Colegiul de redacție contactează organizația cu care lucrează
și eu actualizez metadatele. Asta e metoda mai complicată, dar și dar importantă. Este o modalitate totuși să extragi datele din profilul Google. Îți face și sunt câteva formate în care poți extrage date, să automat se face, noi așa am învățat cercetătorii noștri și lor le-a părut că asta e ceva, o soluție miraculoasă. Și deci bifezi toate publicațiile care sunt în Google Scholar și îți face transferul datelor în BPF sau un alt format care susține OCIDO și până să doar bifați și ele se extragă automat și într-adevăr, e o soluție miraculoasă. Ați avut două registrări, dar la momentul când faceți această procedură, toate lucrările dumneavoastră apar pe contul dumneavoastră orice. Vă mie, când lungești care, să-ți trei pași. Automat interpretă această listă dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați publicat ceva și până ați realizat ați făcut aceste conturi, să zicem. Ceva nu este în acces deschis. Toate aceste momente dumneavoastră le puteți remedia prin legătura directă cu Google Scholar. Dar oricum, astea sunt trei pași. Sunt trei pași. Plus, noi putem din catalogele noastre electronice să extrage, acolo tot sunt metadate. Bibliotecile au aceste metadate, tot pot să extragă, să facă acest export de date în formatul respectiv și tot automat să-l treacă și să vă îmbogățească acest compartiment Works care este la orice. Adică biblioteca vine să vă ajute cu aceste. Noi încercăm în idee, vă referim la colegii delegați. Noi dacă am identificat undeva o studiu autorului și aici înzărim o studiu de jos în grup, și adăugăm o studiu în grup. Colegii de redacție, dacă nu știți cum e o studiu, dar să știți cum e o studiu în grup. Dar nu înseamnă că la apare și publicație cu deja în urmă o studiu de autorului. Dar ce ar trebui? În cazul în care institutul, în cazul acum tot avem studiul universitate, ar dori totuși să rezervieze publicate, să vă divers să se zice vizibilitatea de publicului, să aibă un loc în zona sfântă, să aibă pe cei care există, să atingă din bumării cu toate edite, așa cum ar să face în timp cum ar fi și pe lasă, să știu, și atunci au urmat vor apărea toată. Dar am ieșit de aceea face, de aceea putea foarte simplu, comentarea cu colegilor, Asta e soluția mai grea, nu direct, colegiul de redacție. Și odată una din metadatele la două linii este sănătăsorul. Da, foarte important. Și publicații sunt sănătate de dimineație, și publicații sunt sănătate și institutul de redacție. Îmi cer scuze și deci încă doar o chestie pe final. După cum am menționat, Orcidul ăsta este foarte util și de asta eu își îmi dau seama de ce apar multe întrebări, pentru că el este la îndemâna dumneavoastră, dumneavoastră îl gestionați. Și i-a spus domnul director că da, bine, ei înregistrează, se străduie să introducă, dar vă zic, ok, o fac și eu uneori, chiar când introduc metadatele pentru anumite publicații și la anumite reviste, chiar dacă revista nu le cere, eu uneori le introduc pentru că îmi dau seama că aduce valoare. Îi scriu după asta reviste, vă rog, solicitați de la autori. Foarte important este ca dumneavoastră, ca autori, să vă obosiți într-o zi, să dedicați două ori, poate și o oră, dar un pic să completați acest profil. Pentru că deja nu o singură dată mi s-a întâmplat să văd nume dublate și e doar un cont care a fost creat cu 3 săptămâni în urmă, nu este indicat nimic acolo. Deci eu nu știu dacă persoana asta e chiar de la universitate. Indicați măcar niște informații minime, care este afilierea, universitatea absolvită, măcar câtuși de puțin, mai ales că Orcidul vă oferă posibilitatea, dacă dețineți și alte conturi, să indicați acolo și contul dumneavoastră în Google Scholar, și contul dumneavoastră în Scopus, și contul dumneavoastră unde vreți.
el prin asta și este valoros. El nu rămâne undeva într-un sistem, el nu rămâne la instituția care îl gestionează. El vă urmărește pe tot parcursul dumneavoastră academic, oriunde. Dumneavoastră îl gestionează. Așa că investiți o oră, două, făcându-l cât de cât prezentabil. Până la urmă, asta e identitatea dumneavoastră online și valoroasă. Puteți controla cum vă prezentați în fața întregii comunități. Am și eu o întrebare. Da. Dar întrebarea care mi-a fost adresată mie de la colegii de la Universitatea de Stat, eu vă readresez. Dacă pot răspunde. De ce nu ar fi de văzut să fie doimit pentru rezumatea de comunicării? Bine, revenim la explicația pe care au dat-o cei de la Crossref. Când vă gândiți la DOI, gândiți-vă la ceva care poate fi citat. Și eu aici, ok, nu sunt expertă, dacă vreți, le mai scriu un mesaj la serviciu suport, anume cu această întrebare, dar eu nu știu cât de mult, ok, ofensiv pe nimeni, dar cât de multă valoare sau științifică conține un rezumat de jumătate de pagină. Și cum ar putea fi el citat? Adică, nu știu, mari semne de întrebare. Dar ca să fiu sigură, am să scriu un mail la serviciul de suport, să am un răspuns din prima sursă. Dar sunt cuverite canale cu rezumate mai simple care trebuie bun. Dar nu este mai mult de poate uneori, dacă vorbim de un rezumat care are vreo 3 pagini la un articol de 20 și conține și referințele, ceea ce e foarte important, atunci încă cât de cât este credibil. Dar mai este încă un moment, din păcate, iată, ieri am menționat despre ce înseamnă publicații prădătoare și cum noi cădem cercetătorii cad pradă și dau lucrări și la reviste și la conferințe. Din păcate, sunt și atât reviste cât și conferințe care alocă de oi. Crossref nu controlează, cum să zic, calitatea conținutului. Respectiv, DOI nu înseamnă automat garanția calității, pentru că, vă zic, sunt reviste prădătoare care iau DOI ca încă o armă, în, să zic, în arsenalul lor, să convingă că ei sunt credibili și veritabili. Da, deci ei se prezintă ca niște ediții cu toate actele în regulă, când de fapt sunt frauduloase. De aceea aici e necesară așa, atenție și prudență. Într-un moment, referitor la ROR, denumirea proiectă a instituției, nu credeți că apare din timp în acest ROR? Recomand să vă adresați la conducerea instituției din Răzăr, să identificați o persoană delegată ca să controleze acest ROR, să ții de recații toate versiunile corecte. Acolo ce va vedea indicirea instituției, instituției, în limba engleză, română, deja toți direcționați doar ce. ROR acumulat din alte sisteme și au considerat cum, din perspectiva lor. Adică asta va fi recomandarea la instituției, ca să fie pornit corect.